Dragilor, iată, am revenit alături de Matei Georgescu, un prieten foarte drag. Matei Georgescu, psihoterapeut, doctor în psihanaliză, profesor universitar, doctor, într-un nou episod, aș putea spune, al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise și vorbim de această dată despre compasiunea necondiționată și am să vă arăt și cartea la cameră. Compasiunea necondiționată descoperă iubirea și iertarea eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii REIN de Tara Brach. Tara Brach, autoare, psiholog clinician, profesor de mindfulness, meditație, vindecare emoțională și trezire spirituală, renumită pe plan internațional. Și mărturisesc că întotdeauna, făcând cumva referire la materialul video anterior realizat împreună cu prietenul Matei Georgescu, când am vorbit despre apartenență, am citit aceste două cărți și Compasiunea necondiționată și Apartenența împreună, ceea ce știu că a făcut și Matei, a citit o carte și apoi a citit-o pe următoarea și am văzut foarte multe, aș spune, analogii, similitudini, chiar dacă am putea spune că în primă fază, cu o doză de subiectivism, sunt, să zicem, subiecte separate. Apartenența este una, compasiunea necondiționată este alta. Dar dacă ne gândim din punct de vedere holistic, aș spune, dacă ne gândim din punct de vedere spiritual, găsim foarte multe analogii între ceea ce înseamnă apartenență, ceea ce înseamnă empatie, ceea ce înseamnă compasiunea necondiționată, valori pe care, iată, omul contemporan, omul modern, aș spune eu, acum, în epoca pe care o trăim, le are la îndemână. Iată, le are la îndemână prin cărțile din portofoliul editurii Herald. Și aș începe discuția pornind de la, să spunem, subiectele tratate în această carte, despre care vorbește practica REIN prin vocea autoarei Tara Brach, să abandonezi credințele limitative, credințele negative, credințele sabotoare, pentru că iată și în cealaltă carte, Toko Paterner, în cartea despre apartenență, ea vorbește despre puterea autenticității. Matei. Cutiuțele noastre de toate zilele, care le-am moștenit și ținem foarte mult la ele. Sunt aceste cărămizi ale felului în care construim lumea și universul. Și cel mai dificil lucru de schimbat este perspectiva asupra lumii și asupra universului. Suntem cimentați în ideologiile pe care nu că am aderat, le-am primit fără să știm. Știm noi mai bine, știu eu mai bine. Or, procesul de transformare este un proces de renunțare și de pierderea certitudinilor. Ființa noastră, spunea Dumnezeu să-l ierte, Paul Popescu Neveanu, cel care a făcut școala de psihologie în România, spunea, apropo de sistemul psihic uman, că e un concept frumos pentru și pe care dânsul l-a adus cu pregnanță, că sistemul psihic-uman este anti-aleatoriu și anti-redundant, ok, dar nu tolerăm ceea ce este simțit precum aleatoriu. E necesară o ordine, iar această ordine ne ține prizonieri în structurile de prin care construim lumea aceasta, sensurile pe care le dăm, valorile intrinseci ochelarilor prin care vedem lumea și nu renunțăm la ei pentru că a renunța înseamnă a tolera o formă de confuzie care este de fapt locul prin care poți să mergi în spații noi, să tolerezi ambiguitatea, să știi că nu știi, să știi că nu știi.
literatura sapiențială pe care programatic editura Herald atâția ani. Este o literatură care te ajută să-ți dai seama că nu știi. Nu că știi. Este o înțelepciunea presupune o posibilitatea de a tolera neștiutul și incognoscibilul acestei lumi, realizându-ți, nu știu, o postură de smerenie epistemologică, să-i spun, în cunoaștere. Să nu zici că știi și că... Mă. Acum, legat de punțile dintre cele două cărți, cele două autoare, știi, trăitorii se înțeleg și se reunesc. Doar teoreticienii se alungă reciproc. Pentru că deseori teoreticienii se alungă pe ei înșiși, construindu-și bastioane din structuri rigide, cognitive, gonindu-și inima de acolo. Vorba unui epistemolog, Bernard de Spaniat, care mi-a rămas chestia asta, să nu răstignim cunoașterea și adevărul pe crucea conceptelor. Permiteți inimii subiectivității și mișcărilor emoționale să aibă drept în a stabili adevărul ființelor noastre. Cei care nu știau despre ploaie, rain, e un moment, cam parcă așa se scrie, rain. Când am văzut că întâmplător a fost au construit acest acronim, știi, rain. Ploaia în opera alchimică este un moment în care plouă. Apa vine de sus și apa este elementul definitiv cel mai puternic, culmea, cel mai puternic element, pentru că e capabil să ia formele cele mai de jos. Vedeți, acest gen de, cum adică cel mai puternic element, că e locul cel mai de jos, practic e subversivă această expresie, această imagine pentru modernitate, pentru că nouă ni se cere să fim sus, să rămânem sus, nu să avem putere prin faptul că luăm, putem să luăm ca apa, să fim în locurile cele mai de jos. Ziceam de opera alchimică și de ploaie, știi, ploaia care te curăță și te... Și ești îmbibat de apă. Și ăsta este momentul numit putrefacțiu. Când încep să putrezești, vechile cutiuțe încep să se desfacă și să se poată renaște ființa cea nouă prin acest proces de renaștere, purificare, grație ploii, rain. Deci, cartea asta este o poartă spre această metodă, care este excepțională și simplă și bine. Am luat aici, se poate găsi și pe site, știi? Și vorbește despre metoda Rain, nu i-a denumit-o ca atare. În carte, și revin, luați cartea aceasta, Compasiunea Necondiționată, pentru că ceea ce regăsim în carte este esența tuturor psihoterapiilor, școlilor de psihoterapie. Și anume, Rain, vedeți? R-A-N, Recognize, Allow, Investigate and Nurture. Bun, în limba română ar trebui poate creat un alt cuvânt care să, de mnemotehnic să-i spunem. Să recunoști mișcările interioare. Noi nu ne recunoaștem, nu ne recunoaștem. Nici măcar a fost un moment zero în care am fi putut să le cunoaștem, dar am ratat și apoi nu am experiența recunoașterii mișcărilor interioare. Recunoașterea este, apoi și le iau pe scurt, urmată de acceptare. A permite experiența să fie. În românește ar fi acceptare. Facă-se voia ta, precum
acolo în ceruri, în unde este un alt regim decât cel uman, dar mai ales aici pe pământ. Facă-se voia ta. Aici e o chestiune foarte sensibilă legată de omul modern și de acceptare. Omul modern care locuiește mai ales, nu știu, în mediul urban. Pentru că trebuie în mediul rural și țin minte și le evoc aici pe bunul Vintilă Mihăilescu, o remarcabilă personalitate care spunea cum mergeau, făcea teren antropologic și la un moment dat informator, în ghilimele, persoana care încercai să pătrunzi în universul de viață al comunităților, spunea, păi de ce? Așa se face, maică, așa e dat să fie. Așa e dat să fie. Și era suficient pentru acel om să recunoască, deci să permită să accepte un așa este, un așa se întâmplă lucrurile. Fără formele de revoltă. Noi suntem, vorbeam în prezentarea legată de apartenență, cartea apartenență de Lucifer, știi? Care s-a revoltat, a vrut să fie el sus acolo, cel mai sus. N-a putut să accepte statutul pe care îl ai, locul pe care îl ai, locul în interval. Vrei mai mult. Și când vrei mai mult, nu poți să... Sau vrei mai mult înseamnă că vrei altfel. Deci ceea ce este, așa cum este, nu poate fi tolerat. E resimțit ca insuficient. Toate aceste chestiuni despre a tolera și a fi suficient sunt chestiuni care țin de realitatea internă. Evident, din nou proiectate în exterior, etc. Dar senzația că trebuie să fie altfel. Bun, hai să luăm un exemplu. Și cartea abundă de exemple, se lucrează pe mișcări emoționale, pe, nu știu, să zicem, frică, nu, e frică. Recunoaște unde e frica. Frica e o mișcare care se simte somatic, corporală. Să privești, să simți că, nu știu, un plexus solar, simți că se înfige ca un cuțit. Să pui mâna pe abdomenul tău și să simți mișcarea aceea și să simți toate senzațiile neplăcute, să nu le spunem emoții destructive, neplăcute, total neplăcute. Cu cât nu privim ca să recunoaștem, cu atât întreținem cercul suferinței și al unei vieți de maraton în care căutăm să ne liniștim frica, de pildă, dându-ne senzații de pseudo-siguranță, cumpărându-ne etic, intrând într-o relație etic, dorindu-ne un statut, nu știu, bun. Toate astea. Când, de fapt, sursa este o mișcare internă nerecunoscută. Mi-e frică. E normal să ne fie frică. Și acum cineva care poate ne urmărește, spune, aia, domne, depresivul de Georgescu, iar începe cu chestiile astea că ce să ne fie? Nu e, domne, frică. Nu, bă, repetează după mine. Totul e foarte bine. Nu mi-e frică. Asta este... Bun, m-am pus în scenă două voci. Vocea asta în care spune nu pot să accept frica, de exemplu, pentru că dacă o privesc și o accept, sunt copleșit de ea și nu mai sunt... nu știu, exemplarul alfa care am putere, vorbea, dacă vrei poți și poți totuși, numai etc. Ca și cum ar trebui să fii întotdeauna în această omnipotență, care evident, din nou un bastion, o citadelă construită în fața unui deficit și știi, vorba aia, ce calea de mijloc, domnule, ce caurea mediocritească, ai nevoie să fii în excelență ca să ai o șansă în lumea asta. Îmi spui mie că mediocritatea ne asigură... Vedeți? Aceeași chestiune. Calea de mijloc înseamnă să ai dreptul la frică. Oricine și un bărbat cel mai, nu știu, pugilistul numărul unu,
E normal să simtă frică. Chestiunea este ce faci cu frica. Iar ceea ce ne invită autoarea, Tara, apropo de Tara, știi, de cele 21 de Tara ipostaze în budism, un nume foarte frumos cu sonorități profunde, ne invită este ce să facem cu frica. Nu să o negi, nu să o transformi, ci să o recunoști și să-i permiți expresia internă, somatică și emoțională. Cum să faci asta? Vorba lui Thich Nhat Hanh. Bun venit, prietena mea frică, te știu de atâta vreme. Te invit la masa mea. Pentru că, de fapt, tu ești poate expresia unui copilului din mine care s-a ascuns într-un colț întunecat al ființei și a încercat în permanență acolo să găsească puțin refugiu și n-am putut acest... Să-i spui copilului, deci mișcări de frică, n-am putut să te apăr, n-am putut să te văd în primul rând, să te văd. Închidem ochii în fața mișcărilor emoționale și corporale, știi? Și aici icoana aia, schimbării la față, care e bine de privit în biserica ființei noastre, chiar dacă sunt biserici exterioare, te duci și vezi schimbarea la față. Să poți să te uiți la ceea ce se întâmplă în tine. Schimbarea la față e o metamorfoză noastră în care noi nu mai întoarcem capul și ne privim aceste ipostaze de neputință care ne populează ființa, cum ar fi, nu știu, frica, tristețea, rușinea, vinovăția și le spunem bun venit. Și asta este o formă de Când îi spui bun venit, o primești și spui, ai dreptul să existi, eu am voie să fiu așa cum sunt într-o neputință. Am voie să fiu așa cum sunt într-o neputință. Nu sunt, știi, că ceilalți ne-au cerut să fim bine și părinții ne spun, ai domne, ce exagerezi că te simți rău, acum ți-e frică. Nu trebuie să-ți fie frică, nu trebuie să-ți fie. Și nu n-au putut să ne susțină, nu știu, experiența emoțională, pentru că ei, la rândul lor, nu au avut această școală, știi? Peter Fonaghi cu mentalizarea în Marea Britanie e un concept care a devenit acolo, cum să zic, a făcut, el a fost și a adus atâtea beneficii în Marea Britanie, cum a fost și Winnicott. Psihologie prețuită, pentru că este considerată o chestiune de siguranță națională, efectiv de siguranță națională, pentru că felul în care educi într-o comunicare cu propria ființă, generațiile, asta înseamnă o lume mai bună. Așa că să recunoști, să accepti sau să primești și apoi să încerci să investighezi de unde vine asta. Noi am anticipat puțin, știi? De unde vine mișcarea aceasta emoțională? Cum poți să o vezi, știi? Să putem să construim inclusiv imagini, povești ale trăirilor pe care le avem. Desenul animat, Inside Out, parcă se numea, nu? Care era foarte, foarte educativ pentru copii. Uite, oamenii au creat o poveste de succes vis-a-vis de această școală de a învăța să investighezi mișcările interne, să vezi unde încep, unde se termină, cum sunt, de ce ne vin, pentru că ne vin. Investigarea asta compasivă, vedeți, Gabor Mate, de exemplu, de asemenea spune... Compassive inquiry, parcă așa îi spune. Deci aceeași chestiune de compasiune. Cred că compasiunea începe să devină un cuvânt cu o rezonanță esențială în societatea noastră. Compasiune, adică e o formă de împreună, într-o trăire, nu într-o gândire. Gândirile se par trăirile apropie. De aici
faptul că apar în psihologie sau în această formele de școli de sau de fapt autorii care ajung să fie convingători, precum Gabor Mate sau uite, Tara Brach sau alții care se referă și recuperează acest cuvânt. Spuneai la început că îți place și vezi perspectiva asta holistică. Eu sunt convins că psihologia modernă nu face decât să recupereze câte ceva din tradiții. Și că, iată, în mulți psihologi clinicieni, psihoterapeuți, fac un pas în spate, în tradiții, și văd că este despre același lucru vorba. Doar că omul modern caută, sau nu știu, își simte adevărul altfel. Și e ca și cum un adevăr care s-a transmis niște mii de ani, nu știu, câte mii de ani s-a transmis filozofia Vedanta, de exemplu, câte mii de ani, pentru că s-a transmis și în câte generații s-a transmis pe cale de la gură la ureche, știi, orală. Păi, de ce se transmită ceva dacă nu are valoare? Are valoare. Omul modern consideră că a reinventat acum chestiunile, nu știu, a reinventat. N-a reinventat nimic. Și dacă putem să vedem inclusiv, nu știu, legat de Freud, că el s-a referit la această formă de a asculta, de a asculta egal, neutralitatea binevoitoare. Neutralitatea binevoitoare. Însă, neutralitatea binevoitoare o regăsim și asta e o formă de compasiune. Care ce înseamnă? Ne uităm, eu am aici roata vieții. Roata vieții, harta ontologică a Tibetului. Și în centru roții, axul, sunt cele trei animale, nu? Porcul, câinele, cocoș, sau mă rog, variații. Ideea e că cele trei animale înseamnă o mișcare de dorință către, o mișcare de repulsie și ignoranță, imposibilitatea de a vedea cele două mișcări. Ori, neutralitatea binevoitoare este în tradiții de atâta timp, înseamnă nici a fi atras, a avea dorință pentru, spre, nici repulsie, ci a putea să-ți vezi mișcările pe care le ai. Asta nu înseamnă să nu te mai duci într-o parte sau în cealaltă, să vrei sau să respingi, să vrei sau să... dar să observi mișcările. Asta înseamnă neutralitatea binevoitoare, de exemplu. Și atunci Tara Brach, care printre atâtea persoane care merg pe calea aceasta, mergând dintre psihologie și apoi psihologia evoluând către o filozofia perenis, să-i spunem, sau către o artă a vieții extinse, toți au, nu știu, Hellinger, pornesc din zona de psihologie și ajung într-o zonă pe care să o numim spirituală, dar și cuvântul ăsta spiritual deseori ne pune probleme, fiecare înțelege ce vrea. Așa că Tara, autoarea, prin această metodă pe care o regăsim și recomand cartea pentru cei care n-au intrat încă în încercarea de metodă și poți să o folosești și spune cum să o faci. Ar fi bine să fie grupuri de ploaie, știi, grupuri de rain, în care împreună să poți să-ți mărturisești, să recunoști, să poți să accepti și apoi să investighezi, să te uiți la mișcarea respectivă și apoi să hrănești, nourish, ultima. Ce înseamnă să-ți hrănești? Să hrănești. Schwartz cu Internal Family Systems. E același lucru, apropo de faptul că știm misticii se înțeleg și vorbesc despre același lucruri, în timp ce teoreticienii se ceartă între ei. Schwartz a vorbit despre nevoia de a privi și de a ne onora și de a ne hrăni părțile din noi înșine care au stat în întuneric atâta timp și n-am fost educați emoțional să le putem privi și să stăm împreună cu părinții noștri și uneori să plângem împreună
după cum să râdem împreună, după cum să ne declarăm neputințele împreună și să fie momente de apartenență conectivă. Asta înseamnă să hrănești, să-i spui unei părți din tine că atâta vreme nu am putut să o onorăm și să o îmbrățișem, să-i cerem iertare. Cui să-i cerem iertare? Fragmentelor interne ale ființei noastre pe care le-am exilat atâtea timp și cu nepăsare le-am desconsiderat, defensiv, evident. Dar cine? Cum adică să spun eu celuilalt că, uite, simt neputință și neajutorare? Păi eu dacă îți spun ție, dragă Sorin, acum sau declar, mă simt neajutorat, nu mai știu ce să fac. Și pite, ce-l chem pe ăsta neajutoratul ăsta? Chema unul care are putere și ajutor. Vorba cuiva. Bă, bă, ascultați la mine și aveți în 2 luni de zile, fără să studiați psihologia, pacienți de 1.000 de euro. Ascultați la mine, putere aici, uite cum faci. Și în momentul în care vorbești despre realitatea umană, aceasta, care înseamnă și neputință, bă, nu vinzi cu chestia asta, nu vinzi. Trebuie să vinzi soluții, rețete și asta este o fantasmă, că nu te schimbi prin soluții și rețete, ci în mod paradoxal. Te poți schimba prin această experiență a privirii acolo unde lumea nu se uită. Unde lumea nu se uită de obicei pentru că e prea mult și prea greu. Ai nevoie de însoțitori ca să te uiți acolo. Iată însoțitori. Încep prin cărți și apoi intenția, odată setată, e puternică și ajunge unde trebuie. E, ca să fac o completare la cele spuse de tine, e zona aceea de întuneric, e zona aceea de umbră, care există și ca termen, concept în psihologie. Da. De care nouă, până și nouă înșine, celorlalți, semenilor noștri, nu le face prea multă plăcere să vadă zona asta de umbră, iar nouă, ne este cumva frică să vedem zona asta de umbră și de întuneric din noi. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi și o bucurie maximă a fost alături de noi Matei Georgescu, profesor universitar, doctor, psihoterapeut, doctor în psihanaliză și am vorbit despre compasiune și mai ales despre compasiunea necondiționată, radical compassion, cum o numește în engleză Tara Brach, autoarea cărții, descoperă iubirea și iertarea eliberând fricile prin cele 4 tehnici ale practicii RAIN menționate și atât de frumos și de bine explicate de Matei Georgescu puțin mai devreme, recunoaște, acceptă, investighează cu blândețe și hrănește acele părți din noi care au nevoie. Vă mulțumim foarte mult! Vă dorim lectură plăcută, vă arăt încă o dată cartea, lectură plăcută la cartea Compasiunea Necondiționată a Tarei Brach și ne revedem la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!